În Matei 5:4, Domnul Iisus spune așa: ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. În toată predica asta lui Iisus de pe munte folosește paradoxuri. Ia lucruri slabe pentru ca să le facă virtuți. Lucruri de care noi oamenii în mod normal fugim. Lucruri care n-am vrea să ni se întâmple în viață. Este paradoxal să spui ferice de cei ce plâng. Adică ce fericire poate fi într-un plâns? De multe ori am plâns. Am plâns încă și fiecare din noi. Am plâns încă în ziua când am venit în lumea asta. Să știți că niciunul nu ne-am născut râzând. Nu cred că există vreun de aici care s-ar fi născut râzând și doctorul a scris acolo în procesul nașterii, copilul ăsta s-a născut râzând. Toți când ne-am născut, ne-am născut plângând. Întrebați părinții voștri acasă cum v-ați născut. Că, cel puțin în România, nu se dădea voie să fii în sala de naștere. Aici, când s-a născut Elida, a trebuit să stau împreună cu soția în sala de naștere și am fost bărbat că am stat. Sunt unii care am auzit că nu-s bărbați, că nu pot să stea, leșină, nu știu ce apucă. Dar mulțumesc Domnului că am avut puterea să stau. Și am văzut când a venit Elida, a venit plângând. În România la fel, Emanuel când s-a născut, s-a născut plângând. Am întrebat pe părinții mei cum am născut. Mi-au spus: te-ai născut plângând. Și să știți, este o chestie. Medicul, cel care asistă la naștere, dă o notă copilului care se naște, funcție de cât de tare a plâns. Și cât de tare a plâns, este nota care medicul o dă și spune așa de sănătos va fi copilul ăsta în viață. Cu cât e mai mare nota, cu atât sunt șansele să fie copilul cât mai sănătos. Cu cât plânge mai puțin, cu atât șansele sunt mai mari să fie bolnav. Deci ne-am născut plângând și vom pleca de aici plângând. Chestia e că și cât trăim, mai ajungem să plângem. Dumnezeu n-a creat omul ca să plângă, omul a ales să plângă. În ziua căderii lui, a omului în păcat, omul și-a ales plânsul. Dumnezeu a zis femeii: în dureri vei naște copiii. Ce înseamnă asta? Durere înseamnă plâns. Omului i-a zis: pentru că ai ascultat de glasul nevestei tale, vei câștiga pâinea în transpirație, în durere. Blestemat este pământul din cauza ta. Ce înseamnă? Suferință, cu plâns, cu chin, cu amar. Plânsul nu este o chestiune care a intenționat-o Dumnezeu. Însuși Domnul Iisus Hristos, venind în lumea noastră, El n-a venit să ne aducă mai mult plâns. El a venit să ne oprească plânsul. Auziți ce spune profetul Isaia când se uită la Domnul Iisus care va veni în lumea noastră și spune despre El că Iisus a zis: vin în lumea asta să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii. Am văzut oameni care în momentele botezului cu Duhul Sfânt sau în momentele când Dumnezeu i-a atins, au început să plângă și au plâns de bucurie. Așa înțelegem noi harul, așa înțelegem noi prezența lui Dumnezeu, plângând. Africanii îl înțeleg sărind, jubilând. Când ai plâns ultima dată în biserică, că ai simțit harul lui Dumnezeu? Aș vrea să vă spun de ce să ne plângem, de ce să plângem. De ce să nu plângem? N-aș vrea niciodată să plângem pentru că n-avem case, n-avem bani, nici nu se pune problema acum în America. Dar oamenii se plâng pentru că n-au destui bani. Oamenii plâng pentru că nu au ce le trebuie. Oamenii plâng pentru că au o boală, nu au medicamente, n-au bani de medicament. Oamenii plâng că n-au o mașină, că n-au și atâtea lucruri n-au. Totuși Biblia ne învață să plângem pentru câteva lucruri, nu pentru lucruri pământești. Și aș vrea să vedem câteva lucruri pentru care trebuie și ar trebui să plângem. Adică, mai bine zis, când Mântuitorul Iisus a spus: ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, oare la ce plâns s-o fi referit El?
Și aș vrea să vedem din Sfânta Scriptură cel puțin patru lucruri, sunt mult mai multe, dar am desprins patru lucruri pentru care să plângem, pentru că vom fi mângâiați. Pentru care merită să plângem, pentru că vom avea mângâiere. Poate niciodată n-am plâns pentru lucrurile acestea. Am plâns pentru alte lucruri pământești, dar n-am plâns pentru lucrurile acestea despre care vorbește Biblia. Și dacă n-ai plâns, în seara aceasta Dumnezeu să-ți dea lacrimi. De fapt, nici nu pot imagina cum aș putea să plâng și să vorbesc despre a plânge, să predic despre a plânge fără să am lacrimi. Mă rog ca Dumnezeu să pună lacrimi în ochii tuturor pentru următoarele lucruri. Primul lucru, Biblia spune să ne plângem păcatele în fața lui Dumnezeu. Auziți ce spune Biblia în Psalmul 32, versetul 1. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Dar în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 39, se întreabă profetul în mod retoric, pentru că el este un profet al lacrimilor. Și zice el la un moment dat, Doamne, de ce să se plângă omul toată viața? A, știu de ce, Doamne. Mai bine să se plângă fiecare de păcatul lui. Să-și plângă păcatul înaintea lui Dumnezeu. Dacă tu ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu și vrei iertarea lui Dumnezeu, unul din lucrurile pe care îl va convinge pe Dumnezeu să-ți dea iertarea sunt lacrimile. Când lacrimi și cu lacrimi vii înaintea lui Dumnezeu și spui îmi pare rău că am păcătuit, Dumnezeu este convins că îți pare rău. Există texte în Biblie de oameni păcătoși, cum ni descrie Biblia, care au venit la Domnul, dar n-au venit la Domnul râzând, n-au venit la Domnul indiferent, ci au venit la Domnul plângând și n-au venit pentru că erau bolnavi, n-au venit pentru că n-aveau casă și sănătate și bani, ci au venit că aveau păcate. Era singura motivație care a adus în prezența lui Dumnezeu. Luca 7:36, Biblia vorbește despre un Simon fariseu. L-a invitat pe Iisus să vină la el acasă și l-a primit Simon, dar fără lacrimi. L-a primit Simon în casa lui, s-a pregătit, a pregătit masa, a avut totul aranjat, era un lux, era totul pregătit. Slugile acolo să-l servească, totul, numai să aibă o discuție în liniște, Simon cu Domnul. Dar lipseau lacrimile. În discuția lor, în timp ce erau la masă, Biblia descrie că o femeie de moravie ușoară, o stricată, o păcătoasă pe care nimeni n-ar fi băgat-o în seamă și fariseul nu i-ar fi dat voie nici de cum să intre în casa lui, fără să-și ceară voie, a dat buzna și s-a aruncat la picioarele Mântuitorului și a început să plângă. Să-i spele picioarele cu lacrimile ei. Să-i le șteargă cu părul capului ei. Ce ai, femeio? Că nu ești bolnavă. Că nu ți-a murit fiul ca să-l învieze Mântuitorul. Că n-ai acasă pe cineva drag să-l chem să vină să-l vindece. Ce ai? Unul singur știa ce are. Fariseul se gândea, ce caută nelegiuita asta? Cum el, ca profet, permite să-i atingă picioarele? Mi-a spurcat casa, mi-a distrus întâlnirea cu Mântuitorul. Femeia plângea și în fața judecății fariseului există unul care se interpune între păcătos și fariseu, între Dumnezeu și om, este omul Iisus Hristos. 2. Să plângem după prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă în psalmul, există un cuvânt al lui Dumnezeu care mie îmi place așa de mult, în psalmul 127, când descrie starea jalnică a poporului Israel. Atunci când Domnul și nu mai sunt în prezența lui Dumnezeu, pe marurile râurilor Babilonului,
Stăteam jos și plângeam. Dar de ce plângeați? O, nu plângeam că ne-am pierdut libertatea. Dar de ce plângeați? Pentru că ne aduceam aminte. Ne aduceam aminte de templu, ne aduceam aminte de Ierusalim. Ne aduceam aminte cum mergeam și lăudam pe Dumnezeu și cântam cântări de slavă. Dar aici, prigonitorii ne cer să cântăm una din cântările Sionului. Au pierdut prezența lui Dumnezeu și au început să plângă după prezența lui Dumnezeu. Câte vreme erau acasă, erau idolatrii. Dumnezeu mereu și mereu le-a spus, întoarceți-vă de la idolatrie. Dar n-au ascultat. Dumnezeu i-a scos din zona de confort. Le-a luat libertatea, le-a luat casele, le-a luat mașinile, le-a luat banii, le-a luat tot. Au ajuns fără nimic pe maluri, pe malurile unui râu. Și acolo și-au adus aminte de Sion. Acasă n-au avut timp de prezența lui Dumnezeu. Nu interesa de prezența lui Dumnezeu. Dar acum în robie și fără nimic, au zis ce importantă era prezența lui Dumnezeu. Și cereau prezența lui Dumnezeu cu lacrimi. Descrie în 1 Samuel 7 cu 2 profetul Samuel momentul când prin chivot, care reprezenta prezența lui Dumnezeu, la un moment dat 20 de ani, Ierusalimul n-a mai avut chivotul, l-a dus la Chiriat Iarim și l-a ținut acolo că se temea să-l aducă în popor, din pricină că în popor încă exista idolatrie și păcat. Și s-au temut să aducă acolo chivotul. După 20 de ani, surprinde Samuel în cartea sa, 1 Samuel 7 cu 2, poporul a plâns după Domnul. Ce înseamnă a plâns după Domnul? A plâns după prezența lui Dumnezeu. 20 de ani au trecut și au adus aminte după 20 de ani. Avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Samuel, fă ce vrei, fă cum vrei, spune-ne ce să facem. Dar vrem prezența lui Dumnezeu să vină înapoi. Îl vrem pe Dumnezeu acasă, să se întoarcă acasă în Ierusalim. Și ce ar trebui să facă? Profetul a zis, dați la o parte idolii, lăsați Astartei, întoarceți-vă la Dumnezeu, demolați-le templele care le-ați zidit și Dumnezeu se va întoarce acasă. Și s-a întors Dumnezeu când ei au început să-L cheme cu lacrimi. Când a fost ultima dată că noi în biserică am cerut așa cum cerem sănătate, să cerem prezența lui Dumnezeu cu lacrimi, să-i spunem din adâncul inimii, vrem prezența Ta, Doamne, când a fost? Dumnezeu se lasă găsit de cei care plâng după prezența Sa. Ioan 20 cu 11, ucenicii toți s-au dus acasă pentru că știau că Iisus e în mormânt. Una singură a rămas la ușa mormântului. Și plângea, s-a apropiat de ea, i-a crezut că este grădinarul. Femeie, de ce plângi? Pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Spune-mi dacă l-ai luat, unde l-ai pus? Și mă voi duce să-l iau, Marie. Și când i-a rostit numele, s-a uitat printre lacrimi. Și pe cine l-a văzut, dacă nu pe el, pe Domnul? Dragul meu, asigură-te că ai prezența lui Dumnezeu în casa ta. Să mă asigur că am prezența lui Dumnezeu în casa mea. Vine o vreme când avem nevoie de prezența lui și dacă prezența lui nu-i în vremuri bune, se va face nevăzut în vremuri grele. Dumnezeu apreciază pe cei care îl caută din toată inima și cu lacrimi. Ieremia 29 cu 13 spune profetul, am avut o revelație de la Domnul și revelația care am avut-o era următoare. Am văzut în această revelație prezența lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a spus așa, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Și ce înseamnă cu toată inima? Cu post, cu lacrimi, cu rugăciune, mă veți găsi, Doamne, ajută-ne să le avem acestea. Ne este dor nouă de prezența lui Dumnezeu. Întoarce-te, Doamne, spunea în Psalmul 90 Moise, întoarce-te până când zăbăvești. De aceea jubilau de bucurie David când s-a întors Dumnezeu acasă.
De aceea au vorbit apostolii în limbi și s-au făcut minuni când Domnul era prezent între ei. De aceea vom face și noi lucruri mari și minunate dacă vom cere cu lacrimi prezența lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Să plângem pentru o stare spirituală precară. Când este o stare spirituală precară, suntem noi confortabili? Putem să stăm noi liniștiți văzând că cuvântul Domnului este călcat în picioare? Văzând tot ce se întâmplă în jurul nostru, putem noi să stăm confortabili? Să stăm liniștiți că doar nouă ne merge bine și dacă ne merge bine pământește, nu mai contează spiritual. Lasă că Dumnezeu o să facă El ceva. Doamne, scoate-ne din confortul acesta. Scoate-ne din ațipirea asta spirituală. Nu numai Biserica Maranată, ci Biserica Pentecostală Română. Biserica Pentecostală Americană, bisericile evanghelice, să le trezească Dumnezeu. Trăim în stări spirituale precare. Oamenii lui Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu, n-au cum să aibă o stare liniștită atunci când este o stare spirituală precară, oricât de bine le-ar merge material. Psalmul 119, versetul 136, ochii-mi varsă și roaie de lacrimi, zice David. David împăratul, cu sceptru de aur în mână, cu coroana de aur pe cap, cu hainele împărătești, zice în Psalmul 119, versetul 136, plânge, ochii-mi varsă și roaie de lacrimi, pentru că legea ta nu este păzită, îl doare, este disperat. 1 Petru 2, 2 cu 8 spune Biblia, Lot stătea în Sodoma, avea de toate, business-ul îi mergea, familia, fetele dintre ele erau căsătorite, altele trebuiau să se căsătorească, copiii o duceau bine. Dar scrie Biblia în Petru, neprihănitul acesta își chinuia sufletul în fiecare zi din pricina ceea ce vedea și auzea. Ce vedea Lot în Sodoma? Homosexuali, lesbiene, vedea pedofilie, vedea toate păcatele și nelegiuirile și zicea, pământește, o duc bine, dar spiritual mă chinui, poate, poate, va veni o zi a eliberării, o zi când Dumnezeu mă va scăpa din infernul acesta. Și a venit ziua eliberării, dar ziua eliberării pentru Lot n-a fost cum și-a imaginat-o el, să scape cu toate averile, să aibă toți banii și casele, ce a trebuit să iasă gol, goluț, să piardă absolut tot și era să-și piardă până și fetele. Soția și-a pierdut-o, a pierdut absolut tot, bine că nu s-a pierdut pe sine în final, pentru că cineva a mijlocit pentru el. Frați și surori, aș vrea să fim mai rugativi în biserică. Să plângem pentru starea spirituală precară. Nu știu dacă tu ești confortabil cu starea ta spirituală, dar mă rog ca Duhul Sfânt să te miște, să te trezească, Duhul Sfânt să ne miște, să ne trezească, să ne schimbe, pentru că nu suntem bine cum suntem. În Ezechiel, capitolul 9, versetul 4, Dumnezeu a făcut o selecție în poporul lui și a zis, treci prin Ierusalim. Și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina urăciunilor care se săvârșesc acolo. Și s-a uitat profetul Ezechiel și a văzut pe solii sfinți care au intrat în templul Domnului și a făcut selecția între cei ce slujesc și suspină pentru că legea Domnului e călcată și cei care stau indiferenți. Sigiliul Sfânt a fost pus pe frunțile celor care suspină și gem pentru că cuvântul Domnului este călcat în picioare. A venit vremea mâniei lui Dumnezeu, când Dumnezeu a trimis tăvălugul lui de nenorociri și cei însemnați de Domnul au scăpat, iar cei neînsemnați au trebuit să moară sub mânia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se uită și vede la ce suferi tu. Când ai plâns pentru starea ta spirituală, ai plâns pentru sănătate, ai plâns pentru copii, ai plâns pentru bani, ai plâns pentru cei dragi, dar ai avut un moment în viață să zici, Doamne, m-am răcit spiritual, nu mai sunt cum am fost, nu mai am acea pasiune și zel sfânt, rugăciunea de altă dată, Doamne, parcă nu mai am, nu mai am chef să citesc Biblia și să stau la părtășie cu Tine. Când am plâns înaintea lui Dumnezeu, Doamne, trezește-ne!
starea noastră spirituală să se schimbe. Schimbând starea noastră, se va schimba starea bisericii. Schimbând starea bisericii, se va schimba starea bisericilor. Schimbând starea bisericilor, se va schimba starea lumii. Jubilează stricații, umblă și se ridică împotriva legilor sfinte ale lui Dumnezeu. Și parcă suntem înghețați, n-avem nicio putere să facem nimic. Să nu spunem nimic ca să nu ne stricăm confortul. Dumnezeu să ne trezească. Și ultimul lucru, să plângem pentru casa Domnului înaintea lui Dumnezeu. Cine este casa Domnului? Se spunea dimineața aici. Și casa lui Dumnezeu suntem noi. Când spun să plângem pentru casa Domnului, înseamnă eu să plâng pentru tine și tu să plângi pentru mine. Știi ce spune Biblia? Plângeți cu cei ce plâng. Când îl văd pe unul plângând, dacă eu sunt rece, dacă nu vreau să fac absolut nimic, ce relație de frățietate este între mine și el? Știi ce înseamnă să plâng cu cel ce plânge? Înseamnă să simt cu el. Înseamnă să mă doare că îl doare. Înseamnă să-mi pară rău că îi pare rău. Înseamnă să fiu alături de el. Mi s-a distrus sensibilitatea creștină. Am devenit imuni la durerile altora. Unde este frățietatea de altă dată? Doamne, trezește-o și dă-ne o să o avem. Fă să o avem în noi. Nu neglija biserica. Nu părăsi biserica. Evrei 10:25, cum spune apostolul, că unii și-au făcut un obicei de a părăsi biserica. Biserica este importantă. Aș vrea să ne uităm la câțiva sfinți, la câțiva oameni care au înțeles că trebuie să plângă pentru casa lui Dumnezeu. Că trebuie să pună lacrimi, să pună efort pentru casa lui Dumnezeu. Ne uităm la un Nemia. Nemia a ajuns acum undeva în funcțiile statului. Se bucura de un confort și de o autoritate extraordinară. Stătea lângă împărat. Ce vrei mai mult, omule bun? Să fii chiar lângă președintele țării. Să fii primul ministru. Să ai tot ce îți trebuie. Ce vrei mai mult? Și Nemia avea fața tristă. Și într-o zi împăratul îl întreabă, Nemia, ce am greșit? Eu ca împărat? Că toți slujitorii mei sunt veseli în jurul meu, tu ești singurul slujitor trist. De ce ți-e fața tristă, Nemia? Ce trebuie să mai fac ca să te fac și pe tine fericit? Niciunul din supușii mei nu vreau să fie triști. Cum să nu fiu trist, împărate? Când zidurile Ierusalimului sunt ruine, când mormintele părinților mei sunt praf, când templul este ars de foc, când nu mai există niciun viitor pentru națiune, pentru popor, pentru biserică, cum să nu plâng, împărate? Poți să-mi dai aur și argint, poți să-mi dai cele mai copioase mese și mâncăruri, poți să-mi dai orice, împărate, inima mea arde pentru casa lui Dumnezeu. Și ce vrei, Nemia? Renunț la tot, nu-mi trebuie confort, îți dau hainele înapoi, lasă-mă să mă duc acasă. Și ce să faci acasă? Vreau să rezidesc casa Domnului. Vreau să știu că Dumnezeu are un loc unde se întoarce. Îmi pasă de casa lui Israel. Du-te, Nemia, și Domnul să fie cu tine. A mișcat inima împăratului, acest om al lui Dumnezeu, dar a mișcat inima lui Dumnezeu. Din scrum, din ruine, din ceva fără viitor, un om care a avut o credință în Dumnezeu, a rezidit Ierusalimul, a rezidit templul din Ierusalim și Dumnezeu le-a dat biruință. Au fost împotrivitori, cum și împotriva bisericii sunt împotrivitori. Dar cei care vor birui sunt oamenii lacrimilor, care plâng înaintea lui Dumnezeu și suspină pentru biserică, pentru lucrarea lui Dumnezeu ca să meargă. Va merge pentru că ei se roagă cu lacrimi. Spune profetul Ieremia, un alt titan, Ieremia 9:1, zice, dacă mi-a fi capul plin de apă și ochii un izvor de lacrimi, ce ai face cu ei, Ieremia? Aș plânge zi și noapte pe fiica poporului meu, aș plânge templul și Ierusalimul pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Ieremia 14:17 continuă același lucru și zice, plâng și suspin și mă doare pentru templul lui Dumnezeu, pentru casa lui Dumnezeu. Când ai plâns pentru biserică? Tu nici nu vrei să vii la o repetiție.
Tu nici nu vrei să vii la o rugăciune. Tu nici nu vrei să pui umărul și zici că te doare de casa lui Dumnezeu. Dacă te-ar durea, ai fi mereu la casa lui Dumnezeu. Casa asta este casa lui Dumnezeu. Dumnezeu se proslăvește și locuiește în ea și casa lui Dumnezeu suntem noi. Ar trebui să simțim unii cu alții. Apocalipsa 21:4 ni se face o promisiune. Toți care plâng acum, vine o zi când ale căror lacrimi vor fi șterse. Cine râde acum, s-au auzit cuvintele lui Iisus în Luca 6:20-26 și aș vrea să le citesc. Auziți ce spune Domnul Iisus? Vai de voi, când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau cu prorocii mincinoși. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Oameni care nu sunt interesați absolut deloc de casa lui Dumnezeu, care n-au nimic comun, vin la casa lui Dumnezeu, cum spunea cineva, ei sunt printre frați, dar nu-s niciodată cu frații. Dragul meu, ca să nu plângem odată veșnic, mai bine să plângem acum, mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie, spunea poetul unei cântări. George Whitefield, unul care a inițiat misiune și care s-a pus în slujba Evangheliei, finanțând misionar și trimițându-i peste tot. La un moment dat, unul din misionari scrie înapoi: am încercat toate modalitățile de evangelizare ca să evangelizăm locul unde ne-ai trimis și nimic nu merge. Știți ce a scris Whitefield înapoi? Încercați lacrimile. Lacrimile nu le-ați încercat niciodată, adică rugați-vă cu lacrimi, cereți Domnului să vă dea biruință. Și au încercat lacrimile și Dumnezeu a mântuit zeci de localități. Dragul meu, când ceva nu-ți merge, încearcă lacrimile. Pune-te înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să-ți reamintesc pentru ce să plângem. În primul rând, așa cum am spus și spune nu eu, ci spune Biblia, să ne plângem păcatele. Avem multe păcate de care am putea să ne plângem înaintea lui Dumnezeu. Să nu uităm, să ne plângem și vom primi iertarea. Apoi să plângem după prezența Domnului. Să ne gândim foarte bine dacă Domnul e prezent în viața noastră, în casa noastră, în biserica noastră. Și dacă nu-i, să-L chemăm ca Israel altădată: vino, Doamne, înapoi acasă, te vrem pe tine între noi. Să nu uităm să plângem pentru o stare spirituală precară. Vedem cum viața morală merge în jos, cum tinerii noștri sunt confuzi, cum bătrânii sfinți de altădată o lasă mai moale. Să-i cerem Domnului o trezire. Să ne rugăm pentru casa Domnului, să ne rugăm cu lacrimi, să ne pese unora de ceilalți, să fim o inimă și un cuget, Dumnezeu să ne ajute. Haideți, ridicați înaintea Domnului, să facem o rugăciune, roagă-te Domnului să-ți dea lacrimi acum când îți merge bine. Nu atunci când îți va merge rău să zici din cauza răului că ai lacrimi, ci acum din cauza prezenței lui Dumnezeu să ți se umple ochii de lacrimi. Și să zici: Doamne, schimbă-m starea, schimbă-m viața, schimbă biserica, schimbă orice, te vrem înapoi. Haideți împreună să ne rugăm lui Dumnezeu, amin.